în 66, când mi-am luat eu permisul, strigau după mine pe stradă, la cratiță, la prăjit cartofi, la etc., tăia ceapă. Mi-aduc aminte, am avut un instructor absolut fabulos, pe care l-am iubit teribil de tare, și eram cu camionul în Piața Victoriei și am oprit motorul, dând drumul brusc la ambreiaj, ca orice gugușciuc. Și am vrut să dau la automat și domnul instructor a spus nu. Automatul e pentru băieți deștepți, pentru fete proaste, manivela. Și am coborât și am început să dau la manivelă. Bineînțeles că s-au oprit toți de pe lângă mine, că nu era traficul de acum, și râdeau. El n-a pus contactul și în momentul când a pus contactul se făcuse o asemenea compresie în motor, încât motorul a pornit, dar eu am căzut în fund ca bobocul. Din momentul ăla n-aș mai fi dat drumul brusc la ambreiaj pentru nimic în lume. Trebuie să trecem mașina în modul Sport Plus, da, și trebuie să decuplăm controlul tracțiunii de tot, pentru că altfel nu o să ne lase să ne jucăm. Și dacă toate aceste cerințe sunt îndeplinite, ar trebui să putem să facem drifturi. Trebuie să profităm de acești 340 de cai putere. Am înțeles. Alte detalii. Bravo. Ce urmează acum? Vă dați peste cap cu ea? Încercați să vă dați și peste cap? Diferența dintre femei și bărbați în ceea ce privește condusul, și vorbesc de marea majoritate, deci nu spun toți. Am întâlnit și bărbați niște catastrofe. Cu două mâini stângi și două picioare stângi. Nu contează. Dar marea majoritate este așa. Pentru un bărbat, mașina e un challenge. Mașina e un challenge când vorbește cu prietenii. Băi, am o mașină atâția centimetri cubi, atâția cai putere, face, drege, tracțiune, față, spate, integrale, etc. Ce este mașina pentru o femeie? Mașina de spălat vase, mașina de spălat rufe, mașina de călcat, mașina de mers pe stradă. Aduc copilul, mă duc la serviciu, vin de la serviciu, mă duc la piață, vin de la piață, gică, coboară, te rog frumos, și am sacoșele. Bă, dacă tu te-ai coborât, parchează-o tu. Aici e linia de start, da, și de finish a circuitului. Așa. Noi o să plecăm de aici, o să facem un tur de circuit. Ok. Și după care să facem schimb de locuri.
o să facem mai multe ture. Mi-am făcut doar una. Tu de aici? Da, dar acum ai pe sport și a trebuit să-și facă treaba singură destul de bine. Acum urmează un act de păr la dreapta. Da, l-am văzut. Și acum e o parabolică foarte lungă. Am omorât un cor. Asta e. Mi-a părut rău de conul ăla sărac. L-am omorât. Mai sunt și altele. Deci este un obiect de uz casnic care nu interesează decât în stricta lui oportunitate de deplasare de la A la B. Atât. Și atunci, de aia, din acest motiv, majoritatea femeilor conduc prost. Pe de o parte, pe de altă parte, majoritatea instructorilor sunt bărbați care consideră că femeile sunt proaste și nu știu să conducă, deci le pune volanul în mână și hai să scape de ea. Există femei care conduc super mișto pentru că le place și pentru că fac din asta exact ca și băieții un challenge. Și alea sunt șoferițele de excepție. În stânga 3+. 70. Sunt Cristiana Oprea, am 26 de ani și sunt pilot de raliu. 3, 2, 1, hai! Eu am făcut urbanism și arhitectură, două facultăți în paralel. Și deși mi-a plăcut foarte mult domeniul, am avut un declic acum vreo 3 ani și m-am hotărât să văd care e treaba cu mașinile. Începusem recent un blog despre mașini și călătorii, mai mult despre călătorii. Dar cumva, circumstanțial, am ajuns să fiu PR în Federația Română de Automobilism Sportiv. Ca să pot să-mi fac treaba bine, am vrut să descoper ce înseamnă un raliu cu adevărat. Și așa am ajuns să fiu copilot prima dată într-o mașină de curse, chiar în primul model Sandero construit vreodată pentru raliuri. Și m-am îndrăgostit complet. Știam că aș vrea să pilotez, cochetam deja cu condusul sportiv, dar nu știam foarte bine ce înseamnă asta. Vroiam să învăț de la cei mai buni. Dacă am făcut un curs de pilotaj cu George Grigorescu și așa am ajuns să lucrez de 3 ani de zile și ca PR în motorsport, pentru cupa Dacia. Cărbuit. Hai, accelerează, accelerează! Stânga 5-100, dreapta 6-100, mers plană. Cupa Dacia este o competiție monomarcă, una dintre cele mai longevive din Europa. E deja la 12-a ediție, a fost înființată în 2007 de George Grigorescu, care și-a dorit să le ofere tinerilor o cale accesibilă, dar performantă în același timp, pentru a debuta în campionatul național de raliuri, direct la cel mai înalt nivel competițional. Cupa Dacia a început întâi cu modelul Logan, pregătit de raliuri. De 2 ani de zile avem în competiție și modelul Sandero 09 TC. E mașina pe care am ales-o și eu să mă pregătesc pentru curse. Sandero 09, pe care eu particip, l-am făcut undeva într-un atelier din Brașov, la Dan Gârtofan. Echipa lui de mecanici mi-a pregătit mașina de la zero. Practic, am luat o mașină de stradă, second hand. Am golit-o de tot ce e inutil la curse, scaune, banchete, aer condiționat, radio. Și a început apoi pregătirea pentru raliuri. Asta înseamnă scaune de curse, centuri de curse, bineînțeles rollbarul, acele bare de protecție care întăresc caroseria, suspensii de curse, niște frâne de curse, un sistem de antincendiu, un extintor automat, un manual, în fine, sunt diferite accesorii și echipamente parte din kitul în care se comercializează acum pentru Sandero.
Momentan are 220 de newton și undeva la 115-120 de cai putere. Fiind o mașină mult mai ușoară, e extrem, extrem de fiabilă și se comportă foarte bine la raliuri din punctul meu de vedere și a colegilor mei. Numărul 35, Cristiana Oprea, Diana Hasegan, Dacia Sandero. Vai, la curse, îmi place foarte mult și e foarte greu de spus de ce. E o foarte mare provocare. Pentru mine, nu știu, la început m-a atras foarte mult atmosfera relaxată și libertatea pe care o ai. Faptul că atunci când ajungi la raliu, nu contează ce faci în viața de zi cu zi, acolo ești sportiv. Te simți ca într-o mare familie, e un entuziasm în jurul evenimentului. Și am întâlnit foarte mulți oameni extrem de prietenoși și dornici să te ajute sau să te încurajeze, cel puțin așa a fost pentru mine la început. Acum, ce să zic, au fost și niște provocări, pentru că eram obișnuită din ceea ce fac în viața de zi cu zi să respect niște deadline-uri și în raliuri există o grămadă de chestii neprevăzute. Și uneori se întâmplă să mai întârzie piese, componente de care ai nevoie ca să iei startul, se întâmplă să fie un ambuteiaj, să nu-ți ajungă mașina la timp, să ajungă pe ultima sută. Cred că cea mai amuzantă experiență de genul ăsta a fost la Sibiu în 2015, în 2016, când am debutat, era al doilea raliu și mașina mea de cursă era blocată pe Valea Olt. Tărie că automobilismul nu este un sport bazat pe competența fizică, de a depune efort fizic. Este un sport bazat pe performanță și este o performanță pe care o obții dintr-un cumul de factori. Evident, starea fizică contează și te ajută să ai o condiție fizică bună, pentru că e un sport destul de solicitant, îți solicită foarte mult partea superioară, e un sport cardio, în mașină te expui unor condiții destul de dificile, să faci 60 de grade vara în mașina de curse, ai probe de 20 de kilometri, 30 de kilometri, stai câte 15-20 de minute cu pulsul foarte ridicat, evident că trebuie să reziști. Dar raliurile sunt un sport mental, contează foarte mult capacitatea ta de concentrare, de a lua decizii rapid, iar asta e un lucru pe care îl găsești și la femei și la bărbați deopotrivă. Trebuie să te pregătești pur și simplu, trebuie să muncești foarte mult, dar nu cred că e o diferență atât de mare între bărbați și femei. 50, stânga 5, mascat, 50, atenție, dreapta 4+, blandă până la 4+, dreapta 4+.